Salutare, grănăciorii mei, eu sunt Andy și mi-am găsit la un episod din Minecraft Andy's World. Nu am inovat și modificarea lui Andy, nu vreau să mă lovească această geată, așa că o să mă dau puțin mai în spate. Bun, nu e important, ce e important vreau să zic, că îmi place așa de mult cum se vede acest telefon astăzi și nu vreau să-mi stric fețișoara drăguță cu aceste căști nașpa, dar nu-i nimic, o să le stricăm pentru că asta este. Bun, nu știu dacă se aude ceva, da, se aude, cam încet, dar se aude. Music and sound, așa. Bun, deocamdată nu cred că mai am nevoie de Ender Pearl-ul de asta. Iar se aude un Enderman nab. O să mergem și o să atragem cât mai mulți Enderman vrem noi, pentru că noi suntem mai șmecheri de fel și așa facem și procedăm. Dar nu cred că mai nevoie, mă. Avem destui Enderman. A, la 360 de grade, blaze it. Gata, yay, am ajuns acasă. Bun. Ce vreau să facem azi? Azi, în primul rând, astăzi, în afară de lucrurile pe care nu le facem de obicei, adică nimic, prostioarele pe care le facem de obicei, vreau să băgăm toate astea aici. O să avem nevoie de multe prostii pe aici, cum ar fi aeronul ăsta, slimeburile care mi le-a dat DJ-ul, sticky pistoanele. Și am mai rămas cu două, eu știu, care fi și aici, altele băgate jos, alte prostii pe aici mai avem, dar netherrack-ul, care nu știu pe unde l-am băgat, parcă pe aici undeva. Bun, alte prostii pe aici, redstone-ul ăsta păstrează-l, ăștia aruncă-le ca și ăsta de altfel, ăsta ne trebuie. Așa, bun, că e cam atât. Deocamdată. Bun. Vreau să fac un mic anunț. După câte ați văzut și voi, avem ceva serii libere pe canal, pentru că am terminat, ca să zic așa, cu... Mamă, asta de ce am luat-o, băgam și pușarele. Am terminat... ăsta. Am terminat The Walking Dead 1 la mână. 2 la mână am o serie minus, cum ar fi The Bridges, pe care nu mai pot filma din cauza de blue screen-ului. Trebuie neapărat mâine să mă duc să-mi iau o placă de rețea. Și adică să mă duc la băia de acolo să întreb, băi, băieții, ce are așa, așa, că vă puteți rezolva pe mine, eventual să cumpăr și o placă de rețea să văd. Cred că asta e problema, zic eu, părerea mea. Acum nu sunt foarte sigur, dar asta ar fi o cauză, ca să zic așa. Și da, avem nevoie de alte jocuri, pentru că deja nu mai avem jocuri de jucat, ca să zic așa. A, bine, a început ploaie, lol, gg. Nu avem jocuri de jucat, va s-a terminat și ăla, The Bridges, iar la fel aveam aproape, nu chiar că The Bridges nu postam în fiecare zi, dar mă mai jucam și Super Smash, mă opus tot pe Mineplex și oricum, na, erau niște jocuri pe care le jucam și pe Mineplex, ca să zic așa. Nu mai știu de ce am plecat în Nether sau Rahat, iar am uitat să, uite calul DJ-ului, ăsta nu l-a băgat în curte, normal, de ce să-l bagi în curte, doamne, da. L-a lăsat aici, mă gândeam eu că, ăla... Bă, cât are calul DJ-ului? Mă, eram de ce stărea? Mă, dar ce pui mi-e stărea așa mult? What the fuck? Deci cu ăsta mă urc în pom. Deci dacă mă chinui un pic cu ăsta mă urc în pom. Vreau să știu cât țară îmi pui mei. What? Frate, ăsta-i nebun. De ce pui mi-e stărea atâta? What? Ce? Fute-mă, pui mei. Ia, stai așa, să văd ceva. Du-te, bă, de aici. Ha. Nu mai lăsați-l așa. Ia, hop. What the fucking ce? Ăsta sare aici. Sare, ia, stai așa. Aude-te cu spatele, merg. Da, trebuie să-mi iau vânt maxim. Hop. Deci da, normal că sare. Bun, și ca să zic așa, trebuie să ne apucăm de alte jocuri și am eu niște propuneri pentru voi. Adică, niște propuneri, să zic așa. Știți că eu începusem și The Wolf Among Us, pe care am jucat decât episodul 1 și după aceea l-am lăsat baltă pentru că nu prea aveam așa multe vizualizări. Una la mână și doi la mână nu apăruse atunci când m-am apucat eu de el. Și da, asta ar fi unele dintre chestii. Dar pe lângă asta ar mai fi și Shadow of Mordor, care este un joc destul de tare, aș putea spune, sau nu destul de tare, depinde de părerea voastră, pentru că nu știu cât de interactiv este pentru voi cei care vă uitați, plus că l-am mai făcut deja o grămadă de persoane înaintea mea. Asta ar fi partea cea mai nașpa, ca să zic așa. Cea mai nașpa, pentru că l-am mai făcut și alții și asta de obicei nu miroase a bine. Bă, ce? Deci, da, astea două ar fi jocurile pe care le-aș propune eu. Ar mai fi și The Forest, dar încă sper la un fucking update pe care sigur nu o să se întâmple. Dar încă sper. E bine să speri.
adică un update să jucăm multiplayer, ceea ce nu cred că o să se întâmple, după cum am zis, pentru că de ce să facă multiplayer? De ce să facă un joc multiplayer ca să le placă la toți? Nu, nu facem joc multiplayer care să placă la toți, că nu e bine. Oh, fuck it, ce apoi mi-a făcut așa, mai bun. Cărți, să facem bookshelf-uri o grămadă. Acum, nu, nu cu bărciuri, că bărciudul ăla sigur mai trebuie miera și la plată. O culem de sale palmier normal. Hop, hop. Da, și... De ce credeam eu că o să-mi ajungă? Mai fă-mă tot lemnul ăsta de palmier aici. Că oricum nu-mi ajunge. Ba, cred că se ajunge. Ba, nu. Deocamdată atât. Deocamdată. A, băgăm ăștia aici. Nu, nu stai aici. Da, deci o să vă fac, o să vă las un straupul în descriere, nu uitați să îl verificați. Unde o să vă pun aceste două opțiuni, Shadow of Mordor, Shadow of Mordor, da, sau The Wolf Among Us. The Wolf Among Us, mi se pare că s-a terminat, are vreo 5-6 episoade, nici nu știu, sau, da, episoade, cred că sunt episoade, da, da, da. Fiecare episod nu știu dacă e structurat ca The Walking Dead, a, da, episodul nu e sezon, a, da, are un singur sezon, deocamdată, nu știu sigur dacă o să aibă mai multe, dar deocamdată are un singur sezon. Bun, ne sunem aici în cealaltă și, da, o să vă las un straupul automat, democrație, care strânge cele mai multe voturi. O să fie făcută seria acum, dacă, nu știu cum să vă zic eu, tu, de exemplu, tu, ăsta, tu, care te uiți acum, ai votat Shadow of Mordor sau The Walking Dead și a câștigat celălalt, nu te supăra. Na, e democrație, nu trebuie să te superi, da? Am înțeles de pe acum, da, ca să nu vă aud că Andy, de ce ai făcut acest joc, că nu ne place acest joc, că e urât Andy acest joc. Da. E bun, hai să ne luăm iarăși prostile, să încercăm să creăm ceva acolo în căsuța aia, dar nici nu mai știu unde le-am băgat, parcă aici le-am băgat. Nici nu prea am lucruri, de fapt, dar mă rog. Și nu mai știu ce vreau să creez în puișorii mei, grăsunei. Ia-mă tot la tine, poate reușim să creăm și noi ceva. Astăzi, oricum, în principal, marea parte pe care am vrut să vă zic în acest clip, ocazia pe care am și făcut-o, că DJ-ul e la școală, normal, deci nu mai știu să fie el pe aici pe undeva. Ia uite, că mai luăm și niște rândă, niște prostii, niște aparte, le punem pe undeva. Da, deci, bă, da, băgam și șoarele, iau DJ-ul la școală, am apucut să filmez cu el, pentru că e la școală, normal. Bă, sper să nu mai am parte de mobi neciopliți pe aici. Bă, aici ar mai trebui niște torțe, torță, niște torță. Avem una acolo în colț, ar fi bine, așa. Așa, dar nu, nu se vede bine, nu. Asta decât acolo în colț. Aici nu cred că își dau spawn mobi, e bine. Haideți sus în căsuță, unde sperăm că nu-s mobi. Hop, hop, nu-s mobi. Perfect, dar de fapt nu-s mobi pentru că nu e destul de... Nu e noapte afară, de fapt stați că aici oricum e întuneric și dacă nu e noapte bună, aici se pare că nu sunt. E ok. Haideți să încercăm să mobilăm ceva pe aici, dar... știți, mamă, am luat lână, perfect, am luat lână, perfect, perfect. Fac și eu niște paturi aici, un pat dublu sau un pat normal, nici nu mai știu ce vreau să fac. Ok. Bun, acum trebuie să mă aruncăm ceva, vă aruncă bucket-ul ăsta și cu ăsta. Deocamdată hai să punem aici paturile sau patul, ia să vedem ce punem, fă-i mă aici, așa. Dacă îl pun aici, trebuie să pun două paturi, dar nu se vede, nu se vede, mai trebuie să pun aici o linie de covor, un rând de covor, dar n-am avut, parcă să zic că n-am avut, da. Bă, da, e prea full aici, trebuie să pun și un chest undeva. Poate chiar mai multe chesturi, ia, mai fă-i două ca să fie. Aruncă ăsta, ia să vedem. Așa arată bine, foarte, foarte bine chiar, pot spune. Ar trebui să avem ceva de genul, ia să vedem dacă iese bine. Așa. Haideți să facem repede niște covoare, carpete. Cam așa cu inventarul full. Așa. Toate așa, că mai băgăm aici. Bă, dar repede s-a dus aia acolo. Mai băgăm aici ce nu, ceva, ce nu ne trebuie. Așa, bun, ia și pe asta. Bun, așa. Alte chestii pe acolo, în afară de ea, să facem, dacă facem noi două crafting table-uri, bă, dar nu mai avem lemne, nici nebunele. Of, doamne, nici nu mă așteptam să am tot ce-mi trebuie la mine, nici nu mă așteptam, acum ăștia le sparg, ăștia mai costă și ăștia lemn după aia să le repar, adică să le pun iar. Cred că ar veni mai bine cu crafting table-uri de ăștia și cu bookshelf-uri pe sus. Oh, nici chiar, acum dacă pui pune așa, una că se vede ok, adică destul de ok. Niște surse de lumină mi-ar trebui.
Dar nu știu care ar putea fi acele, adică ar putea fi aceste două torțe mirifice și minunate, dar nu știu cât de bine se vede cu ele două. Încă o problemă, aici e negru și acolo nu e negru. Nașpa. Partea asta de aici nu e neagră, trebuie să fie și aia neagră cum e aia de acolo. Dacă ieși afară și fac și pe aia neagră de aici. Va zice cineva ceva? Oare? Oare? Dormeai tu? Da, oare? Oare că se vede ok, nu observă nimeni. Pentru ca să se vadă bine de aici, știți, când intru. Și acolo ar merge un tablou, ceva, nu știu. Hai vedem, dacă punem acest fence aici. Ar putea fi ceva drăguț, ia stați, că uite cum faci chestii fără să vrei, zvinitei. Nu știu ce ar vrea să fie, dar arată bine. Uite, arată ok. Așa, deasupra capului, când te uiți în sus să vezi prostia aia. Nu știu, mie mi se pare că arată ok. Bun, aia acolo am terminat-o. Și ca așa cu pătuțurile. Ce să mai pun eu pe aici? Masa de lucru cu birou, alea două spătuțurile de acolo. Interesant, interesant, dar nu prea, pentru că nu știu ce să mai pun acolo. Dacă aș pune eu. Asta ar fi ceva, adică ar putea fi ce, ar însemna ceva într-o cameră, căcatul ăsta l-am pus eu aici. Nu, doar sunt curios, nu știu. Adică încerc orice prostie ca să poate vine o idee, un bloc așa mare aici. Dar n-are nicio logică, n-are absolut nicio logică. Nici nu știu ce vreau să fac, de fapt, dar mă rog. Aș putea face un televizor sau ceva de genul, dar mai am unul și în sufragerie. Și e prea mare aici în cameră televizorul ăla. Decât dacă aș vrea să fac, dar n-am. Hai frate, vorbesc serios. Bine, că n-am farfece. Dar mai rău la mine să fac farfece, în schimb, dar mi-am pluiat inventarul, mă rog. Așa. Așa. Dacă aș încerca să fac un televizor, dar pentru a face un televizor ar însemna să. Nu știu, nici nu știu ce să-l fac. Aș putea să-l fac tot aici, dar nu prea merge. Și aici iar la fel, nici aici nu știu dacă mergea, să încercăm totuși. Nu mai micuț așa. Nu se vede bine. Nașpa. Foarte nașpa. Ia. Nu e prea înghesuit, n-are loc. N-are loc un televizor în cameră, pare rău, Andil. Nu o să ai un televizor niciodată. Bun. Aici mai trebuie adăugat ceva acolo, uite, în partea aia, acolo trebuie pus ceva neapărat, ia asta, o leacă. Gata, GG, uite, am făcut loc de ce, am făcut rost de ce avem nevoie, gata. O canapea și e GG. Aia acolo nu știu dacă are vreo logică, dar arată bine. Ia să ne mai avem ceva torțe, poate. Reușim să le punem diferit. A, nu, tot așa se pun. Tot așa se pun. Așa. Funny. Așa. Aici deci cred că ar putea, aș putea să le dau jos. Vreau să căpere a doua acolo. Bun, păi și bă, arată destul de ok, ce să zic, na. E destul de tare. Am putea pune lână, dar nu știu cât de bine. A, am o idee, am o idee, am o idee, am o idee. Lână neagră cred că ar merge mai bine. Deci ar merge aici o lână neagră, lână neagră, lână neagră. Și acolo ar merge pus ceva foarte, foarte drăguț, cum ar fi asta. Ia să vedem, am făcut cam multe, dar. Aha, e bine, dar nu e bine pentru că trebuie să fie și o parte neagră sau ceva de genul, deci asta ți-un pic am o idee mai bună, ca să zic așa. Adică nu știu neapărat că e mai bună, dar. Să vedem dacă merge. Așa. Aș putea face chestia asta, nu știu cât de bine o să se vadă, dar putem încerca. Ocupă cam mult loc, prea mult loc, prea mult loc. Asta e o canapea care ar merge pus în sufragerie, sincer, în loc de scaunele ăștia. Ar merge pus o canapea de genul, dar aici nu merge aici. Nu merge, în niciun caz nu merge. Asta nu e de bine, că nu merge. Pentru că dacă nu merge, trebuie pus. Nu știu ce să spun aici. Cred că las tot canapeaua care am făcut-o eu prima oară.
aud un zombie. Unde te-ai spamunat? Spamunat, mâncatea și sus, la mine în cameră, iar în casă, pardon. Aici aș putea să pun ceva de genul, doar ca să fiu șmecherea să văd. Bă, nu. Ah. Oh, ok, ok. O idee fără să vreau. Deci o idee fără să vreau. Ia uite-o. Ce frumos. Fără să vreau, chiar fără să vreau. Sau să nu pun și acolo. Nu, aici nu merge. Aici nu, mai bine așa. Mai bine așa, mai bine. Dacă vreau să pun aici, să pun decât acolo, așa. Mai bine așa, așa mai bine, mai bine așa. Bun. Și aici aș putea pune, ia să vedem dacă iese ce vreau eu. Mă, da, face urât ăla, se spawnă sus în pod. Ia să vedem dacă ne iese ceva. Sunt foarte curios. Dacă are un model ceva, știți, mai deosebit pe covor, ca să nu fie doar roșu, așa, știți? E ok, zic eu. Se sortează cu camera. Chiar e ok. Da, și roșu mergea, dar oricum. Bun, bă, păi hai că asta a început să capete contur, adică mie unul îmi place. Și acum cu ce o să fac eu aici, adică așa. Gigi, gata. Mult mai bine, mult mai bine. Gigi. Mă, ăla de afară turăie sau urăie sau e vreunul pe sus prin pod. Care n-are ce face. Mă, nu e sus în pod, ăla de afară făcea urăt. De te-mi pui, mie, tu, bă. Mă mai enervezi tu pe mine. Bun, hai că căsuța asta îmi place deja. Cel puțin camera asta a ieșit super tare, chiar super, super tare. Sunt mândru de ce a reușit să iese din tărtăcuța mea. Și ghiciți ce? Nu m-am gândit deloc. Dacă mă gândeam, ați văzut că am încercat eu să gândesc. Nu mi-a ieșit, pentru că nu mi iese, eu sunt spontan. Dacă eu nu fac ceva spontan, atunci cine? Bun, păi cam atât cu acest episod, mi-e tific și minunat. Nu uitați să vă abonați dacă v-a plăcut, să lăsați un like și nu uitați să verificați descrierea unde este linkul de la Straupul, unde vă rog să mergeți fiecare cu mică mare să votați pentru că de voi depinde ce o să fac în continuare. Shadow of Mordor sau The Wolf Among Us. Am mai făcut eu un episod, nu știu sigur dacă îl mai găsiți, dar oricum e undeva la mine pe canal sau dacă nu puteți să scrieți pe YouTube și o să vedeți cum e, dar asta nu înseamnă să vă și uitați, așteptați să-l fac eu. Bun, deci dacă v-a plăcut, lăsați un like, intrați în Straupul, votați, un singur lucru, bine, nu cred că am pus să puteți să votați mai multe, nu contează, votați un lucru de acolo și noi ne reauzim, deci în funcție de ce ziceți voi, o să ne apucăm de o nouă serie cât de curând. Haideți, pa, pa!